Salutare băieți, băi, acum după ce șeful nostru a cumpărat această zonă, băieți s-au apucat de treabă, a trecut o perioadă de timp și... na, să vedem ce facem. Seara bună, șeful! Bună seara, bună seara! Observ că ai venit să vezi cum e procedura la ele, nu? Era și timpul după un an de zile, colegul. Desigur, desigur. Ia, uite-te, te poți uita liniștit. Eu zic că-s destul de mari, nu? Aoleu. Nu mă așteptam să crească chiar așa. Sunt foarte mare, sunt foarte mare. Hai, ce zici, băiatul? Colegul, ce zici de ele? Că ai lucrat la ele un an de zile. Șeful, cred că planta asta trebuie scoasă, că a crescut ceva după un an de zile. După un an, păi știu că l-am lăsat un an de zile, asta a zis și șeful nostru. El a fost plecat un an de zile din oraș. Și el cred că am crescut. Fii atent, voi avea nevoie acum de vreo 3 tiruri ca să le aduceți în locația asta, ca să le putem încărca. Le ducem 3 la casa mafiei și de acolo vedem, o să mergem la vânzare cu ele. Bun? Hai, repejor, terminați lucrul, scuze, și plecăm repede. Am nevoie de 3 tiruri aduse în zona asta. Cât de repede se poate. Haide, mă, hai, terminați! Colegul, vezi că ai recușit. Da, iar ai recușit și eu. Îmi place ceva de aici. Poftim? Îmi place ceva. Și mie, și mie. Deci am nevoie acum de vreo 3 tiruri. Mai repet încă o dată. Să le aduceți aici, în zona asta. Ca să le putem încărca. Vezi, colegul, că ai gumă pe picior. Pe talpă, pe talpă. Bun, deci, nu, ce la care ne-a dat, gata. Bun, haide, am nevoie de 3 tiruri repede. Ok, șeful, hai că dau câteva telefoane acum și rezolv cu băieții din oraș, poate ajung acum. Sună repede. Hai că mă duc aici după col să sun. Bine, bine. Șeful, hai după mine. Șeful. Mamă, ce bani s-au luat ăla. Șeful. Șeful, haide că i-am trimis după tiruri, am vorbit cu băieții, trebuie să ajungă tirurile maxim 20 minute, suntem aici. Dar ce face șeful, a dormit? Nu, mă gândesc. Haide după mine. Trebuie să vorbim ceva. Vrei să vă însoțești ceva să nu vină poliție sau? Nu, poți să rămâi acolo să te uiți. Ok, dau. Poliția nu o să vină deocamdată. Am și o întrebare. Mai știu. Ce facem că atâta timp de un an de zile m-am dispărut din mafă? E ca suspectez pe băieța. Sperăm să nu. Și eu cam sper chestia asta. Dar faza care e că am mai văzut un pic mai pielit, să zic așa, știi? Deci, na, nu știu ce face. Nu știu din cât timp o să ajungă tirurile alea. O secundă să îi sun pe colegi. Sună-i. Mă scuzați, băieți, văd că-s cam răgușit un pic. Bă, acum el trebuie să sune pe colegi să vedem în cât timp încărcăm chestiile astea și după aia mergem și le vindem, nu? Hai să vedem ce vom face după aia. Păi, deci dacă vă place... Colegul, durează cam 10 minute, 15. Cam 10 minute, 15? Nu e nicio problemă. Așteptăm aici. Șeful. Adică te-am văzut... că am venit tirurile, a? M-am uitat eu în spate, uite-te. 3 tiruri pregătite. Șeful, a venit tirurile, băieții au încărcat marfa acum, suntem pregătiți tot, adică am cules tot ce era bun, acum le-am băgat în tiruri, mai sunt câteva cutii. Vă așteptăm acolo la tiruri? Da, da, mă interesa să le puneți pe toate, deci nimic să nu dispara. Da, 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 tot să bagă în tiruri. Dar ocolește și te poți simba alții astea. Nu, stai niște că-s de la țară. N-are problemă. Eu-s de la țară. Sunt Adidas waterproof. Aaa, eu-s pantofi. Da, da. Haideți colegii, mai repede că se face viața afară. Șeful, că zici, că lasă că facem noi ceva acolo la casa. Hai, ne băgăm noi în spate, nu? Haideți. O săptămână sau două o să vină cineva să le cumpere. Am niște prieteni care au nevoie de așa ceva. Da, da, da. Mergeți cu mașina, șeful? Haide, bagă-te în mașină și tu vei conduce. Deci după ce ai pus toate încărcate, toată lumea la casa mafiei. Stai și eu, stai ceva. Haide, plecați. Da, te l-am pus la gât să te... Stai că m-am pus în față. Deci, gata șeful, mergem la casă? Da, da, la casă toată lumea. Stai, așteaptă să plece mașinile, tirurile. De șefule... Acum știu că ești mai bătrân tu, dar... Ai mai avut parte de așa ceva? Sincer să fiu, am făcut transport de arme, trafic de arme, de organe, dar... Plecați și câțiva, te pe căscuță să plece cei trei din spate, că îi văd în oglinda din dreapta. Gata. Să plece mai în față. Plece mai în față și noi stăm pe aici în spate. Cum da, că da, unul. Da. Doi să plece în față. Colegii doi să plece în față repede. Și încă unul stai în spate. Țineți-vă rândurile. Gata șef, acum am rămas. De pe căscuță acolo în față să plece unul, unul în spate, să protejăm. Știi pe unde trebuie să mergi, nu? Da, da. Bun, să le transmiți la oameni acolo pe... nu intri pe uliță, doar acolo la intrare numai. Și de acolo vom lua două monstre. Vreau ca șeful să le probeze împreună cu oamenii noștri. Gata șeful, s-a rezolvat. Bun. Nu e cine știe ce treabă, plecați încet, nu vă grăbiți. Că timp este. Cum am așteptat un an de zile, se poate aștepta și acum. Băi, am făcut... O oră, două în plus. Desigur, desigur. Contează să nu pierdem marfa. Contează. Mai asta mă interesează, care eu pierd marfa. La câți bani am investit în afacerea asta? Te cred. Dacă ar dispărea tot. Te cred. Mi-aș pune pistolul la cap. Măi, oricum, cum ar fi ceasul ăsta de aici din bord, e super rău. Zici că... Ia aici un pic mai în față, pe dreapta, să stea mașinile. Și noi o să mergem înăuntru, împreună cu ceilalți, ca să... Colegii, rămâneți aici, că mergem până înăuntru. Da, să vină și ei, nu... Trebuie să rămână cineva pasnic aici cu mașinile. Da, unul va rămâne aici. Să-mi aducă ceilalți niște monstre. Am nevoie de niște monstre. Vreți să o testăm, nu? Păi da. Haide că mergem înăuntru, în casă, direct. Parchează acolo liniștit. Hai, vezi că ai garaj, dar nu e o problemă. Așa, ca să nu mai aproape. Da. Haideți înăuntru toată lumea și aduceți-mi niște monstre. Cel puțin acum, 5-6. Fug eu. Rego, mai încet cu florile, că sunt scumpe. Da, sper să aveți grijă să nu ne trezim fără ele. Mă, unde mergem? Mergem acolo la tine în birou sau unde? Haideți după mine. Haide, că nu cred că ne permitem, tu ești mai bătrân ca mine. Hai, ne punem pe scaune, nu? Stai, că la mine e o problemă. Stai, șeful, că eu am chef de jogging. Bun, haide să ne distrăm un pic. Colegul în camera de ședințe, colegul. Dar nu, să nu le zici aia din prima cum te duci. Da, sper că e și totul bine, sper că nu avem vreo problemă. Colegul în camera de ședințe, colegul. Aici, colegul. Zi cum intră pe casă, pe a doua, pe stânga. Păi caut-o și duc aici. Puneți-vă aici, pe rând. Vezi, adu un pachet și pune la aici în față. Ca să putem să ne luăm toți. Unde pleca? Bă, ăla, unde pleci cu pachetul, mă, ăla? Ma. Na, fii atent. Puneți-vă aici jos. Da, nu ca și femeile, dar, na. Coleg, o testez tu, că... O testez. Vă las aici câteva... Da. Nu e o problemă. Hai că am testat-o deja. Ai, mamă, ce pune-i. Mă, vrei și tu? Nu, mamă, ce bună e. Mamă, deja... Mă, eu știu ce pe ce am dat banii. Adică, na, știe șeful pe ce o dat banii, oricum. Mă las pe mâna ta, colegul. Măi, șeful, eu am o chestie. Mamă, poate extraterestri? Aoleu, și eu. Aoleu. Șeful. Lăsați-mă aici, că mai avem nevoie de voi și după. Lasă că pun acolo jos. Cred că s-a golit, oricum. Mă, eu vă mulțumesc acum, șeful, să mulțumesc că ai încredere în mine. Și în colegii noștri. Și... vă urez o zi bună, eu v-am lăsat. Să ne auzim cu bine, colegul. Ne auzim. Mă, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, data viitoare o să mergem la vânzare. Deci, da, ați văzut ce marfă a fost, cum a fost? Nu, dacă v-a plăcut acest episod, încă o dată, știți ce aveți de făcut, nu vă mai repet, nu o să vă mai zic de acum acolo, v-am pupat, pa, pa!